Salutare boșilor și bine ați venit la un nou episod de la mine de pe canal. Eu sunt Georgescu, iar astăzi o să facem un tie de IT. Știți foarte bine cum am mai făcut și în clipul cu Box Dogo Supreme. Astăzi o să facem un tricou de la brandul meu G by Georgescu, dar ghiciți de ce o să-l facem. Astăzi l-am vopsit pe zbâr roz în cap. M-am făcut și o verde. Bănuiesc că vă întrebați de ce sunt verde în cap. Pentru că l-am făcut pe zbâr roz și am ajuns să mă fac și o verde în cap pentru că am cumpărat o vopsea verde și am zis: "Bă, ia să vedem cum poate să arate acest verde, dacă o să iasă bine în cap." Chiar vreau să scrieți acum în comentarii dacă vă place acest verde, dacă nu, ce culoare vreți să mai facem părul. Ce color vrei? Ce color vrei să mai facem părul? Când l-am decolorat pe zbâr, am pățit o drăcie imensă. Am făcut și tricou roz. Am făcut și un tricou alb roz. Ghiciți ce? De la Basta România. Ăsta de la Basta? Cred că le iau pe mine în clipul ăsta. Le iei pe tine? Da. Ăsta? Da. Am înțeles. Așa, băieți, așa arăt și eu. Mi se pare că arată destul de interesant. S-ar putea să fac și o mărci așa cu Basta. Fraților, dacă vlogul ăsta o să strângă câte like-uri? 5.000. 5.000 de like-uri. 5.000 de like-uri. Să strânge 5.000 de like-uri, o să mă vopsesc chiar în cap cu zbâr cu tot. Și în vlogul ăsta, adică mă rog, când m-a vopsit, am dat și pe pantalonii mei și aveam pantaloni negri, așa că o să-i facem și pe aia tie-dye. Și o să vedem cine face, și o să vedem cine face DIY-ul ăsta mai bine, eu sau Georgescu, eu să-mi fac pantalonii și el o să-și facă tricou și voi sunteți... Deci da, sunteți obligați, nu mai ești de pe clipul ăsta, până nu scrie în comentarii cine a făcut tie-dye-ul mai forță. Să facem un fel de concurs și ia să începe să nu lungim clipul degeaba. Așa, fraților, pentru acest clip o să avem nevoie de clor, de niște elastice de păr, cum am avut nevoie și la acel clip, de un recipient în care să punem clorul, tricourile și pantalonii. Adică, hai să nu ne lungim la altceva. Problema mare, știți care o să fie? Să facem rotocol pantalonii și tricoul, pentru că data trecută le-am făcut. Nu? Eu nu fac rotocol, eu am o altă tehnică și o să vedem care e mai forță. Wow, 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 wow! A venit Vlad Alexandrescu pe clip. Our sensors have detected a cringe warning in your region. Nu știu ce tehnic are zbâr, eu chiar vreau să văd ce tehnic o să aibă zbâr, dar nu cred că o să fie mai tare ca al meu, 100%. Am aici ăsta. Așa. Și băi, nu știu dacă ați observat, dar eu am papucii roz pentru că așa sunt în cap. Și eu am papucii verzi pentru că așa sunt în cap. Mersi, Gami, pentru această pereche de ochelari superbă care merge și cu părul. Zbâr, ce vrei să faci acolo? Da, am văzut eu un tip pe... Cum dracu îi zice... TikTok? Da, da, da. La aplicație? Dacă... Puțin vânt azi, fraților. Nu știu ce vrea să facă zbâr acolo. Așa, ca să înțelegeți de ce face zbâr acest lucru, zbâr face asta pentru că eu am nevoie de un recipient în care să pun clorul. Și având nevoie de acest recipient în care să pun clorul, o să trebuiască să fac și o gaură, deoarece nu am o pipetă sau o de aia în care să-mi pun clorul și să o pun pe tricou. Dar haideți că-l facem mai repede. Zbâr, dă-mi e că văd că nu. Zbâr, vrei să arăt o chestie mai ușoară? Bum! Bun, bravo. Ai luat elasticele? Nu. Care se chinuie aici să-mi desfacă elasticele? Am luat ăștia second hand de la maică, mi-au fost folosite. Nu mai avem bani. Mulți bani au strâns ăștia, să știți. Așa avem. Ăsta cred că a strâns vreo câteva sute de lei, să mor la câte... Belea de un leu. Și pe lângă asta, nu uitați că vine luna iulie și o să dăm drumul la sneaker shopping-uri, o să avem niște invitați foarte, foarte tari. Nane o să fie unul dintre ei. Ghiciți ce, dar atâta nu vă dau mai multe spoilere ca și invitați. Vreau să scrieți acum în comentarii pe cine vreți să vedeți la sneaker shopping și comentariul care adună cele mai multe like-uri, adică cele mai multe voturi, o să-l chem la un sneaker shopping, indiferent de persoană, indiferent de vârstă, indiferent de om, indiferent de orice gen muzical, absolut orice face, cine strânge cele mai multe like-uri, o să vină la sneaker shopping, așa că intrați acum în secțiunea de comentarii, scrieți-vă favoritul sau votați acolo dacă îl găsiți deja. Haideți să vedem cine o să iasă câștigător și pe cine o să vedeți la sneaker shopping în următoarele luni. Uitați aici, acum s-a făcut tricou de la decolorantul pe care l-am pus în cap lui zbâr și acum o să trebuiască să facem minunăția aceea de tricou în care să luăm, să-l rotim așa frumos. Da, nu e ca și cum trebuie să iasă fix, știi? Da, mă, tati, dar vreau să iasă frumos pentru că unul dintre noi doi o să câștige. Da, e dreptate. Adică nu știu cum să zic, dar unul dintre noi doi trebuie să câștige. Așa, și acum o să luăm elastice. Revenim după. Că nu, n-am nicio șansă. Ok, și nu mai avem mult, m-a ajutat zbâr să-l prind. Chiar dacă e un pic trișat, să zic așa, pentru că facem un concurs acum. S-a făcut un triunghi aici, în mijloc. Wow, iluminati confirm. Ok, mai punem un elastic și după îi dăm drumul să vedem ce o să ne iasă. Stai, să prindem și... Mă, dar ăsta nu vrea să stea, mă! Măi! Uite, o să-l facem așa. Să facem acea spirală, o să o facem un pic altfel. Imaginația noastră, să vedem cine câștigă, eu sau zbâr. Nu știu ce idee are zbâr, adică eu chiar nu pot să-mi dau seama ce idee are zbâr de vrea să facă ligianul ăla și vrea să facă o pereche acolo. Așa, mai sunt niște pantaloni puțin mai ieftin ca ăștia. Ia că eu vreau să văd ce-i poate mintea lui zbâr. Ia să vedem zbâr noi. Da, una. Eu nu știu ce face zbâr acolo. Bă, dar cum ți-a venit această idee? Ia zi-mi și mie. Nu, smart.
Deci eu tot nu pot să înțeleg, frate, ce vrea să facă zbâr al meu aici, pentru că nu-mi dau seama ce ar putea să facă cu toate cârligele astea pe care le prinde așa, ia. Și cu ligheanul, ce vrei să faci cu ligheanul? Le pun acolo ca să nu murdăresc pe aceea. Nu poate tecnă dacă este strigare iarba. Hai mă, că iarba nu se decolorează de la clor. Nu, tată. Pă bune? Cum ai ajuns tu la concluzia că iarba se decolorează de la clor? Așa arată al meu. Ia da. Cine știe ce. Și hai să încercăm. Opa. Ia să vedem ce vrea zbâr să facă și după o să-l fac și eu pe al meu. Oh, shit. Miroase... A fost bun? Ia să vedem ce face zbâr acolo. Ai grijă să nu stai pe pantalon pe ceva negru, pentru că o să se facă la fel ca minunăția de pantaloni. Ia să vedem ce iese aici la zbâr. Stai că nu-i gata, că mai am o idee. Ce idee mai ai? Opa! Opa! Asta e gen, tai dai direct, știi? Adică dai... Doar de aici să nu lupt pe tot. Așa. Așa, și acum facem așa puțin. Atât? Vezi să nu ne uzi cu clor de la zbâr. Fraților, eu am făcut aici un mic amestec, să zic așa, de clor cu apă, ca să se îmbibe mult mai bine, să nu fie doar clor, să fie mult mai mult, să fie și diluat în apă, ca să, îți dai seama, să se răspândească mult mai bine pe material. Hai să vedem dacă reușesc prin această găurică pe care am făcut-o să încurgă doar pe unde vreau eu. Hai să vedem. Așa, ia să vedem. Ia uite. Scrieți în comentarii ce notă ați luat la BAC, chiar sunt foarte curios. O să stau să le citesc pe toate. De la mine, de la comentarii, o să te apuci tu să le citești pe da. Toate? Și cât de deștept sunt oamenii. The pinnacle of society. Ok, mai dăm un pic și pe partea cealaltă. Din câte știți, Geba Georgescu are două părți, prind pe două părți, tricou frumos. Așa, acum... Asta e zbâr. Sper să nu se decoloreze iarba, pământul, că tu ai zis că se decolorează iarba și pământul. Și cred că cu rezultatul știi când o să venim mâine tocmai, pentru că trebuie să stea minim 2-3 ore. Așa. Oh my god. Pentru că durează până se decolorează. Sau o oră, două, nu știu. Când se decolorează venim cu update-uri, sper că ori seara asta, ori mâine, pentru că da, o să dorm la Mădălin în seara asta aici în Cosmopolis. Da, uite, deja la mine a început să facă, nu știu dacă vezi. Ia, și la mine a început, vino să te arăt. Da? What? Wow, deja a început să facă ca lumea la tine. Wow, dar chiar arată forță. Da. Oh my god, I'm a genie. 100 de euro dacă vreți să fac și vouă pantaloni la fel. Și dacă vreți să vă vopsiți cum l-am vopsit eu pe zbâr, 200 oricând, de euro. 200 de euro oricând la mine. Simplu. Vă puteți vopsi. Cam atât, închidem camera și ne vedem mâine. Ne vedem mâine sau când terminăm astea. Bine. Ia, hai, vin în partea asta să vedem ce e acolo. Stai și găsi eu ce culoare are. Bă, chiar arată tare, bă, nu mă așteptam, what? Nu știu dacă se vede cât de bine se vede acum pe cameră, dar arată foarte, foarte mișto culorile. Wow, chiar sunt tari. Hai să vedem tricoul tău. Hai, vrem cine câștigă de data asta, chiar sunt foarte curios. Ești gata? Da. Să vedem cine câștigă? Cine zici că câștigă? Eu. Tu, nicio șansă. Nu-l mai scoatem pe ăla. Bă, eu atâta zic. Jeez, ce asta arată fain. Eu atâta zic, iau. Atâta zic. Chiar atât drăguț. S-a terminat. Mâine îl pun pe mine și fac poză în el direct. Bă, e grav rău. Așa, băi băieți, cam atât scrieți. Eu zic asta. Fraților, scrieți voi în comentarii care vi se par mai tare, pantalonii lui zbâr sau tricoul ăsta. Nu uitați să folosiți codul Georgescu 15 la fiecare checkout de pe Sneaker Industry. Și ca de fiecare dată, eu am fost Georgescu. Nu uitați de like, share, com, subscribe, toate alea rele. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să vă abonați la zbâr, nu uitați să-mi dați follow pe Instagram la Georgescu. Și da, până data viitoare, stați geană, pa!